Iar noi stăm aici. Bună, Gabriela! Oh, nu-mi vine să cred! Eu sunt Iulia. Gabriela! Îmi pare bine să te cunosc. Ce faci, toate bune? Bine. Intrăm? Da. Da? Hai să intrăm. Mă numesc Jeanu Gabriela, am 49 de ani. Sunt fost cadru militar. În momentul de față cochetez așa cu o firmă de cosmetice, ca să zic. M-am făcut comodă, sper că nu te deranjezi. Nu, nu, nu. Poți să te invit chiar să stai jos pe canapeaua ta, dacă dorești. Stăm împreună. Ia spune-mi, Gabriela, de ce ai vrut tu să vin eu la tine? Îmi place emisiunea, îmi place cum abordezi stilul vestimentar. Mm-hmm. Cochetez și eu cu una alta de mod, așa. De... A, da? Îmi place, da. Am un băiat de 24 de ani. Sunt despărțită de soț. Suntem ok, e o relație ok. Și ne pregătim pentru un eveniment anume sau... Nu neapărat, dar aș vrea o schimbare. Ai vrea o schimbare? Da, da. Ce vrei tu de la această schimbare, Gabriela? Să aflu cum m-ai vedea tu pe mine. Mm-hmm. Ok. Dacă cumva sunt ok în momentul de față sau ce aș mai putea schimba la mine. Mm-hmm. De exemplu, ori mă duc către extreme. Și de către extreme? Așa. Cât de extrem, mai exact? Subiectul este fascinant. Cât de extrem? Punk? Nu chiar. Rock? Nu. Nu. Am fost un pic rockăriță la adolescență. Mi s-a părut mie că văd ceva în privirea ta. În adolescență, dar m-am liniștit. Da? Vom odată afla. Cu vârsta. Aha. Sau? Ceva mai normal, așa. Normal. Pentru asta stăm acasă, nu scriem. Nu, da, pentru normal. Punem toată echipa asta în mișcare să facem ceva normal. Ceva obișnuit, normal. Ca să zic așa, obișnuit. Ceva obișnuit nu știm să facem. Nu. Dar ceva extrem știm să facem. Dar, nu știu, adică, de exemplu, la culoarea părului... Da, tu ce culoare a părului crezi că ți s-ar potrivi? Am fost toate nuanțele de păr. Toate? Roz, albastru, verde? La noi toate înseamnă chiar toate. Da, da. Da? Da, da, am fost și verde, am fost și albastră, am fost și șuvițe, negru cu blond. Fotografii aveam de atunci? Nu. Nu mai am. Sunt... vopsită un pic, am vrut o culoare mai aproape de natural. Nu am mai vrut ceva ca să nu se vadă imediat, că la 2-3 săptămâni trebuie să te vopsești dacă e ceva roșu, ceva negru și deja eu sunt un pic căruntă. Bine, păi atunci să vedem și dressing-ul tău. Da, cu mare plăcere. Să ne vorbească puțin dressing-ul, să vedem ce povești ne spune. Nu e foarte... Foarte, da. Nu știe foarte multe povești. Nu spun foarte multe povești, dar... uite, de exemplu, la rochițe nu prea stau... Bine. Este pe minus. Pe minus, da. Și fiind mai plinuță, tot în genul ăsta, dar un pic mai... mai colorată, ca să zic așa. Așa... Așa, îmi place să-mi pun ceva pe deasupra mai tot timpul, că e o rochiță, un șal, că... Că chipurile sunt plinuță. Am înțeles, dar ești plinuță, așa ești tu, nu trebuie să... Da, dar... Înțeles. Mm-hmm. Așa... Eu știu, multe marouri... Multe griuri, marouri. Și pantaloni, de regulă, o pereche de blugi și o bluziță. O pereche de blugi și o bluziță. Sau... cam asta e. Și tot așa, uite, culoare închisă.
ca să... Da. 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 Culori închise ca să nu iasă prea mult... De ce ți se pare că e o problemă că ai câteva kilograme în plus? Nu este o problemă din punctul meu de vedere. Dar... Că văd că te tot acoperi așa. Da, da, mă tot acopăr. Bine, ia vină cu încoace frumos. Accesorii, ceva, pantofi? Pantofi nu. Cum se deschide aici? Are, are o chestie. A, are ceva, gata, are uști. Are uști. Nu, aici nu-s pantofi. Nu sunt. Rochii, ceva? Nu, atâtea rochițe am. Asta e tot ce ai? Da. În toți anii ăștia, în 49 de ani, asta e tot ce ai strâns? Cam așa. Ce este acolo? Ceva cu dânge sau un așternut? Cred că da. Da, eu mai am această obsesie, mai găsesc chestii. Bun, mai departe, mai departe, mai departe. Mai departe, mai nimic. Gabriel, trebuie să iau ceva din dressing-ul tău ca să-l includ în ținuta ta. Ce pot eu să iau de la tine? Ce se întâmplă aici? Sunt niște pantaloni. Pantaloni, pantaloni, mai multe pantaloni. Perechi de pantaloni? Da, multe perechi sunt de pantaloni. Sunt la fel, toate? Păi, eu sunt fost cadru militar. Ah, și e uniformă. Și e pantalonul de la uniformă. Uitați-vă, da. Și n-ai pantalon, și partea de sus? Nu am. Nu mai? Nu mai am. Chiar îmi place să mă machiez, nu mă machiez strident. Îmi place să mă machiez discret. Folosesc o mască o dată pe săptămână, o cremă. Mă demachiez, mai nu mă machiez zilnic, îmi las tenul să respire. Accesorii nu ai nimic? Nu te întreb de accesorii de pus pe cap? Cercei, lanțuri, elastice de păr? Nu, fiind în... Cască de duș? În... Mânuși de bucătărie? Avem? Avem mânuși de bucătărie. Noi trebuie să știm ce avem. Nu este amuzant! Nu este amuzant! Nu am, trebuie să știm ce am. Nu am, pentru că nu, nu o să am. Caut pe Adria pe aici? Nu, căuta, că ia uite. Cade dulapul pe noi. Cade am găsit. Ce este sus de tot? Tot niște așa pături. Niște bluzițe a, care... A, da, am făcut din pături. Și pături și ce? Altceva, ce mai este nimic, pe aici? Nimic, ești sigură, deosebit. Că aici ce este? E, nici lucrezi? Eu nu mai știu. Lucrezi? Tricotezi sau nu, ceva? Chiar nu e caz. Stai că aveți ceva aici, uite, nu. Nu, nu. Nu e chiar nimic, nu cred că nu este chiar nimic. Hai să fie ceva. În geama ta ce este? Dă jos tot. Nu glumesc, stai liniștită. Nu, chiar nu am. Chiar nimic? Și partea chiar... asta poți să mă uit ce este? Acolo sunt... Nu! Acolo nu! Sunt niște... niște șaluri. Ce este asta? Nu, nu, nu. Ai, măi, Gabriela! Nu cred așa ceva! Porțești ceva? Sunt ale tale? Da! Și le porți? Da! De ce? E frig afară! Ca să nu-ți înghețe urechile? Da! Și cum le porți? Pe cap așa sau pe spate? Ori așa, așa mai pe spate, da! Ori așa mai pe spate, ori... Aha, aha, interesant! Bun! Și o să te... Cei care știu că voi participa la această emisiune sunt mama mea, băiatul, mi-am anunțat și vreo 2-3 prietene. Ce este acolo în dulapuri? Lingeria. De care? De... Și acolo? Pat. Și însărtare? Nu, chiar nu e nimic. Îmi pare rău. Nu mă las. Îmi pare rău. Arsenie Boca, păpușica, nu mai știu. Ah, uite-l pe unchiul lui Donald. Ce vine aici? Ah, un chinez. Am urât toată viața mea chinezii ăștia. Am primit într-un an de Crăciun mulți chinezi, unul pescuia, unul ceva groaznic. Nu. Datorită meseriei pe care am avut-o, nu prea mă îmbrac fuste, rochii. Dar mai mult în blugi, în pantaloni, un tricou, bluză. Uite, multe scoici. Nimic, nimic. Nimic, nimic. Măi, nimic, nimic. Avem un centimetru vechi. Asta da.
Da. Nu port accesorii foarte mult așa. Chiar nu port. Am cercei și cam atât. Îl folosim la ceva? La ce să folosim? Nu folosești. Nu folosesc. Iau eu, bine. Iau. Bine. Mi-a părut bine. Și mie. Ne vedem la reveal. Pa! Fui cu mine, că avem treabă. Hai! Păr des și frumos avem. Cum ai grijă de el? Cum îl întreții? Încerc să am grijă de el. L-am avut și mai lung. Îl tund des, adică la 2-3 luni. La 2-3 luni? Tund vârfurile, nu îl tund este pe el. Este perfect. Dacă îl tunzi la 3 luni și este tuns exact cât este necesar, așa, practic, îți crește și părul. Da, tu, așa am auzit și eu, că cu cât îl tunzi mai des, cu atâta el va crește. Da, și oricum la europeni crește cam un centimetru pe lună. Deci, practic, tunzi un centimetru, câștigi doi în trei luni. Deci tot este un avantaj. Îl vopsesc mai răruț, așa, și... Îl vopsesc la salon? Am mai încercat și acasă, nu numai la salon, dar încerc să vopsesc cu produse de calitate. Contează, să știi. Da, da. Acum avem de unde alege, adică sunt destule produse. Este foarte important. Și, te ajută o prietenă, ceva la aplicare sau îți aplici singură? Câteodată așa, mai am și o prietenă care mă mai ajută, dar m-am învățat să îmi pun și singură vopseaua. Am constatat că are un păr sănătos. Am simțit din prima, am observat vârfurile, ulterior am discutat cu ea și își întreține părul și îl tunde odată la 3 luni. Durere de spate? Durere articulară? Voltaren Forte Gel cu diclofenac 2% ameliorează durerea timp de până la 24 de ore și accelerează recuperarea. Voltaren Forte Gel este mai mult decât mișcare. Este bucuria mișcării. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Mă mai duc la salon. Dacă nu-l vopsesc foarte des, nici el nu... Cam la cât timp îl vopsești? Cred că de 3 ori pe an. De 3 ori pe an? Da. E regulă. Doar că știi că, na, fiind firele albe... Da, se vede. Da, am și... În momentul de față aveam o culoare mai apropiată de cea naturală. Că... Atunci când crește să nu... Da, să nu se vadă... Creeze o diferență foarte mare. Foarte mare, da. Așa, dacă culoarea este cu totul alta față de culoarea naturală, imediat, da, la 2-3 săptămâni te obligă să vopsești rădăcinile. Da, e un stres lunar. Da, da, da. Practic. O să merg în direcția de wave-uri. O să fac niște wave-uri mai naturale și o să aibă un aspect plăcut. Și ai avut experiențe... Am avut și experiențe mai de povestit, proaste așa, mai mult în adolescență. Mi-am dat seama că să nu mai fac prostii. M-am decolorat de fapt și ajunsesem la un moment dat că trăgeam de el și parcă se întindea așa ca un elastic. Devenise fragil. Fragil, da. Da, păi asta se întâmplă cu părul când... Pierde. Și pur și simplu se rupe singur. Corect. Se tunde singur. Ca să, da, să zicem așa. Pe partea de culoare am încercat să îi uniformizez toată baza și m-am jucat cu mișuvițe în partea de top,
ca să îi dau puțină lumină. Datorită faptului că eu îl prind tot timpul, cam ce mi-ai recomandat tu? În primul rând, ți-aș recomanda să nu-l mai ții prins tot timpul, pentru că părul are nevoie să respire. Altfel, da, se tocește mult mai repede și se poate și rupe. De, spre exemplu, când dormi, îl ții prins. Câteodată, de obicei? Da, și... Ai putea să-l ții prins, dar să nu-l strângi foarte tare, să încerci să-l prinzi într-o coadă mai lejeră. Mai lejeră, da. Ar fi indicat. Și în rest, dacă intenționezi să-ți aranjezi părul, poți să folosești eventual o perie rotativă. Ar fi mai eficientă, mai eficientă și ușor de aranja părul. Sau, de ce nu, un ondulator, să-ți faci niște bucle, un ondulator mai mare. Pentru niște bucle lejere. Și ar avea un aspect foarte plăcut. Da, da. Pentru persoanele cu părul des, aș recomanda un undercut persoanelor care le permite jobul, bineînțeles, că nu toată lumea își permite să se radă la spate. Dar în același timp, un undercut elimină din volum, este și mult mai ușor de aranjat părul acasă și are și o linie mult mai fină. Dar în același timp, aspect sănătos, dacă se merge pe o tunsoare, pe drept. Tu, Roberto, mai faci și altceva în afară de coafor? Sincer, fac foarte multe lucruri. Sunt și DJ. Oh. Fac și producție muzicală. Super. Am intenționat să deschid și academie, cât de curând. Coming soon. Academie la ce? Academie de hairstyling. Ne vom ține cursuri complexe de formare și pentru începători și pentru avansați, unde vom prezenta nu doar părțile basic ale hairstylingului, dar și cursuri complexe de colorarea părului, de stilizare, pictură pe păr, tunsuri creative. Și primești pe oricine, așa? Oricine, de toate vârstele. Da. Important e să-și dorească. Poate mă înscriu și eu. De ce nu? Te aștept cu drag. Îmi schimb radical sensul. Da, o iau pe altă cărare, ca să zic așa. Normal, indiferent de vârstă, până la urmă contează ambiția fiecăruia și dorința. Cât durează academia asta ta? Luni, ani? Nu, cursul va dura 6 luni, 3 zile pe săptămână, 8 ore pe zi. Deci, unde se practic este partea de teorie, demonstrații și practică. Cred că finalul va fi de wow. Văd că ai emoții, fii atent, cum o să facem. Am emoții, da. Cum să fac? Să o strigi pe Iuliana. Iuliana, aici sunt. Bună seara, bine v-am găsit. Și wow. Wow. Nu pot să cred. O altă Gabi, o altă prietenă. Un început promițător. Vino tu spre ea, merge mai greu pe tocuri, știi? Superbă! Nu am văzut-o niciodată pe tocuri. Da. Rocky... deloc. Doar în blugi, stradal. O să te rog să te apropii de ea și să vorbiți. Curaj! Ce să spun? E superbă! Îmi place machiajul, e delicat, ca și tine. Îmi place coafiura. Îmi place nuanța părului. Te prinde nuanța rochiei și rochia de asemenea te avantajează foarte mult, iar pe tocuri ești ca o prințesă. E superbă! S-a făcut un lucru extraordinar de bun pentru tine. Sunt foarte încântată. Arăți de nota, nu 10, 11. 11. De nota 11. Da, și eu sunt foarte... Schimbarea Gabrielei este extraordinară. Este fenomenală, senzațională. E wow!
dacă îmi dai voie. Emoționată și mă bucur foarte mult pentru schimbarea. Ești o superbă, ești o superbă. Și mi-aș dori mai mult să te văd în rochițe. O să încerc. De fapt asta, ca spun mereu. Da. O să-mi schimb garderoba, da. Să-ți fie de bine. S-a lucrat mult. Da, s-a lucrat și mult. Și felicitări echipei, ce pot să mai spun. Este de necrezut. Ce superbă. Alt cuvânt nu găsesc, mult decât superbitate. Și mie îmi place, sunt neașteptat de... Ești neașteptat de wow, de superbă. O schimbare extraordinar de mare. Emoțiile m-au copleșit în așa hal încât parcă nici cuvinte nu mai... Parcă nici tu nu te mai recunoști. Nu mă mai recunosc. Așa este. Pentru că nici eu nu te recunosc. Ești de nota 10. Și 11. Și poți să urci. Dacă continui, da. Dacă se continuă, poți urca. Ești superbă. Deci...